Fiecare persoană în vârstă din Danemarca va primi aproape 700 de euro de la stat pentru a compensa inflația. Decizia a fost luată de Parlamentul danez. Conform mesajul.ro, parlamentarii danezi au aprobat acordarea unui ajutor financiar persoanelor vârstnice. Parlamentarii au convenit asupra ajutorului și a altor măsuri în valoare totală de 3,1 miliarde de coroane daneze pentru a atenua impactul inflației și al prețurilor la energie, a anunțat vineri ministrul de finanțe. Persoanele în vârstă cu venituri mici vor primi fiecare câte o sumă de 5.000 de coroane, aproximativ 700 de euro, scutită de taxe, a precizat ministerul. Economia daneză este în mod fundamental puternică, dar este provocată de creșterea prețurilor în urma războiului lui Putin în Ucraina. De aceea mă bucur că acum putem da o mână de ajutor unora dintre cei care sunt deosebit de provocați de inflație, a mai declarat ministrul de finanțe. Măsurile care includ și o reducere a unei taxe la prețul energiei electrice vor fi finanțate prin reducerea investițiilor publice, ceea ce, potrivit ministerului, va contribui la evitarea creșterii prețurilor. Impactul lor asupra inflației va fi zero. Banca Centrală a avertizat anterior că prin aceste compensări s-ar putea intensifica presiunile asupra prețurilor într-o economie care funcționează deja la maximum. Cu toate acestea, măsurile daneze sunt mai puțin extinse decât cele similare luate în alte câteva țări europene, relatează mesajul.ro.